Domnule Mureșan, o nouă machetă, despre ce e vorba? În primul rând vreau să spun că această machetă, de fapt, reprezintă o viitoare, dacă e posibil, o locație turistică în Mediaș. Despre ce e vorba? În primul rând vreau să spun că în Mediaș a existat o legendă care spune că ultima strigoaie a fost arsă pe rug în Mediaș 1752. E o poveste scrisă de istoricul George Coptogan în cartea Mediaș istorie romanțată. E o chestie foarte interesantă și eu această idee am luat-o, am preluat-o și am prelucrat-o sub formă unei machete care reprezintă de fapt tot ce s-a întâmplat în 1752 în acest perimetru. Acest dealul Furcelor, cum i-a spus, toată lumea care au, oameni care au peste 50 de ani, știu că în Mediaș a existat acest deal al Furcelor, unde legenda spune că acolo s-au făcut sacrificii de criminal, hoți și strigoi care zileau Mediaș la vara aceea. Pentru cei care nu știu unde e, ca să localizăm acest spațiu a fost vis-a-vis de școala de aviație pe strada Prateului, unde s-a făcut o școală, acum unde e școala, locul ăla era acest deal. Dealul a fost legat de Winterbubi, era în continuare, iar atunci în 1820, când s-a făcut linia ferată, l-a tăiat dealul în două și de atunci a început încet dealul să... Oamenii au luat de acolo nisip, mământ și a dispărut dealul, parcurs până în 1930, când mai exista acel deal. Și când s-au făcut săpături acolo, s-au găsit foarte multe schelete de oameni, dovada că acolo au fost niște sacrificii, care spune Togan în cartea lui că aceste strigoaie le înmurea în tău, Tău era, de fapt, erau niște lacuri în jur, acolo au fost câmpie și unde a fost școala de aviație, că eram copil, mai era acolo școala de viață și avea aeroport acolo, era aerodrom, de acolo se ridicau avioane. Și apa care a venit de după Winterbubi forma niște tăuri. În jurul acestei tăuri stăteau cortorari, înainte cortorarii stăteau la marginea orașului pentru că acolo erau găsea apă și mâncare la animale. Iar restul erau ruguri care unde s-ardeau aceste strigoaie. E foarte interesant. Cât timp ați lucrat la machetă? Macheta asta am făcut-o cam o lună de zile cu sprijinul și la niște colegi care m-au ajutat pe la unele lucruri. Am vrut neapărat să o reprezint cam așa cum am gândit eu că se poate transforma într-o zonă turistică. Pentru că dealul furcilor a existat și erau așa cu aceste furci unde erau agățați criminali morți ca să vadă oamenii să spire. Da, am înțeles că prima dată ați făcut o machetă mult mai mică. Am făcut una mult mai mică și fiindcă nu mi-au încăput toate elementele care nu mi-au încăput dău, nu mi-au încăput diferite corturi a țiganilor, căsuțe care unde spune că căsuțele erau coperite cu paie și ele formau de fapt oamenii care erau pe lângă țigani, erau și căs micuțe care unde erau aceste mășinași medieșeni. Din ce ați confecționat? Ea e făcută pe o placă din fibre de len și făcută din pânză și pe care pânză este turnată gips. Gipsul este patinat cu diferite vopsele ca să dea o notă de deal și am făcut și un trenuleț în jurul lui, care l-am băgat pe sub dealul acesta ca să fie totuși, poate să fie și ca o zonă turistică pentru copii. Pentru asta, trenul acesta care l-am făcut nu exista atunci, dar numai linia ferată care se vede în partea dreaptă, dar numai eu am făcut ca să fie și o zonă de distracție pentru copii. Acest trenuleț, cum se vede, are funcția asta de a aduce copiii cu trenulețul jur împrejurul acestui deal, care poate să se bucure, să fie ceva mai interesant. În partea dreaptă, cum se vede, este linia ferată. Aici a fost dealul, a continuat de aici,
de parte de școala de aviație, un continuat și-o mers aici în sus, privind în rubii. Iar aici stăteam chiar în două și am venit linia ferată care este, care face legătura București-Cluj. Și eu am vrut să reprezint și acea linie ferată care, din cauza asta, acest deal a rămas separat de celălalt deal. Aici am făcut și am reștat și aceste drumuri pietrite care unde mergeau acei care făceau aceste sacrificii la aceste lucruri care ardeau, spune în carte că zilnic se vedeau fumul din oraș, se vedea cum ardeau aici aceste lucruri. Și aici am cumpărat o strigoie care erau puse pe rup și ele reprezintă de fapt groaza care vedea la oameni atunci când le ardea pe rup. Eu, părerea mea, că s-ar putea executa foarte bine această lucrare, se poate face sub acest deal, poate să fie restaurante, poate să fie galerii de artă, poate să fie niște baruri, niște cofetări pentru copii, ea poate să fie transformată într-o zonă turistică extraordinară. Și locul ei aș vedea în spate, unde s-a făcut acel mare restaurant acum, cu cele trei piscine, în zona s-ar putea face, că acolo era de fapt acest deal. S-ar putea face și ar fi o chestie interesantă, pentru că cu cetatea și cu zidurile cetății nu e destul pentru turiști care vin în Medeaș.